Vreau să vă salut și să vă zic că în cele ce urmează am să mă adresez un pic absolvenților de liceu, celor care cu bucurie mâine pășesc în sălile de examene. Felicitări, ați ajuns să dați examenul maturității. Sunteți o generație specială care în ultimul semestru de școală ați fost privați de întâlnirea cu profesorii și cu colegii, și așa că cu atât mai mult trebuie să dovediți acum că sunteți o generație care își ia bacalaureatul. Am trecut de 30 de secunde. Dacă mă urmăriți, înseamnă că am trecut de proba de foc a TikTok-ului. Că acolo, dacă în 30 de secunde n-ai spus tot ce aveai de spus, nu există. Deci, dragi absolvenți care mâine mergeți la bacalaureat, atenție mare! Primul pas pentru luarea bacalaureatului este să fiți prezenți. Așa că luni de dimineață vă treziți, faceți un duș, vă priviți în oglindă, vă încurajați, ziceți o rugăciune, dacă nu știți o rugăciune, vă faceți cruce, dacă nu, mergeți mai departe, strigați, ei gata micul dejun, nu exagerați, acolo un pic de fresh, un pic de pâine cu ceva și fără cafea. Dacă beți cafea, mergeți des la pipi în timpul examenului și vă pierdeți concentrarea. Îmbrăcați-vă frumos. Îmbrăcați-vă frumos pentru că în sălile de examen există camere video. O freză cât mai corespunzătoare, mai ascundeți din tatuaje, mai scoateți cercelul din ureche, poate merge la impresionare. Să nu întârziați! De la 7:30 se intră în săli, că trebuie făcută și termoscanarea. Aglomerație, că-i zi de luni, plecați mai devreme. Atenție cum parcați mașina în fața școlii. Nu cumva să dați cu mașina peste loganul unui profesor supraveghetor, că vi se duce tot feng shui-ul. Zâmbiți. Când ați intrat în școală, zâmbiți. Zâmbet Colgate, zâmbet profesional. Lăsați-vă telefonul în spațiu special amenajat. Că dacă îl uitați la voi și mai ales nu-i pe silent, îi bai. Că dacă sună în timpul examenului, măcar să aveți o sonerie frumoasă, cu J'adore, nu cu Dani Mocanu, ca tot, da, ați reținut. Să aveți două pixuri cu aceeași culoare la voi. De ce? Ca să scrieți pe foaie. Ce trebuie să scrieți pe foaie? Îndeopște, dacă se poate, cerințele de la examen. Scrieți tot ce știți și mai ales ce nu știți și nu vă grăbiți. Scrieți tot pe foaia de examen. Scrieți tot ce vă trece prin minte, dar cu bun simț. Stați 3 ore la examen. Stați 3 ore la examen. Nu vă grăbiți că terasele îs deschise și de la 12:30 încolo. Dacă vă dă poezie, asta e. Intrați și voi acolo cu ceva la sentiment. Că ați fost și voi îndrăgostiți măcar o dată până la 18 ani, nu numai bombardieri, da? Faceți apel la poetul Dedeman. Să-ți arăt că te iubesc, gresie îți dăruiesc. Și divagați acolo pe teme poetice. Nu se poate să nu iasă ceva în 150-300 de cuvinte sau cât vi se cere. Și fiți optimiști. Fiți optimiști după ce ați ieșit de la examen. Sunați părinții, îmbrățișați-i, sunați prietenii, bă, am știut, bă, n-am știut. Nu fiți demoralizați că mai urmează încă două probe scrise. Abia la final o să vedem ce și cum. Și mai știți, să mai știți un lucru, că bacul nu se dă, bacul se ia. Baftă multă vă doresc, fără emoții, succes, sunteți cu toții speciali. Și sunteți cu toții mai talentați decât Abi. Asta s-o știți de la mine. Acum, că nu treceți cu bine de examenele astea de la bacalaureat acum, mai este și în iulie o șansă. Dacă nu în august, dacă nu lună de lună, poate o să fie bacalaureat. Și până la urmă, totul va fi bine. Mult succes! Să treceți cu bine și peste aceste examene și să dați dovadă că sunteți maturi. Tineri, dar maturi în acte. Nicu Bende vă dorește tot binele din lume și mult succes, dragi adolescenți. În voi ne este speranța, în voi este speranța țării. Sunteți o generație specială, nu de sacrificiu. De sacrificiu să fie măgari din politică. Noi să rămânem tineri adolescenți. Vorba lui Nikita, mereu trimbulinzi. Hai baftă!